Am revenit în România din 2000 și încerc să simt cum se dezvoltă pe diferite planuri. Este foarte greu dacă nu se lucrează de jos, de la temelie. Bulversarea asta, într-un moment în care cu toții avem de suferit, cred că ar trebui găsit un consens în care oamenii să-și găsească liniștea, în primul rând, pentru că bolile neurovegetative încep de la gânduri, de la griji, de la probleme, până ajungi să-i distrezi și să-i duci în niște cercuri în care să se simtă bine și să aibă comunicare. În primul rând trebuie să-i ridice energetic ca ei să poată să facă primul pas. Este ca o viteză întâia la mașină. Eu mă ocup cu ridicarea vibrației spirituale într-un fel sau altul, făcând cultură, făcând muzică. Și eu cred că este un element iarăși foarte important pentru a-ți menține tonusul. După cum se vede, eu am o vârstă cronologică care n-are nicio legătură cu vârsta și cu spiritul meu de acțiune. Cu atât mai mult vreau să spun că simt că ruralul nu are educația și cultura medicamentoasă, cum ar trebui ei să se îngrijească mai mult, pentru că de acolo pleacă. Cum se a spus, ați menționat, psihicul joacă o foarte mare importanță, este atât de influențabil, se vorbea de depresie, se vorbea de singurătate. Cum spuneam, în fiecare zi o atenție mică pentru oamenii din localitatea respectivă, că nu costă mult. Ideea este să ridicăm vibrația și să încercăm să le aducem un zâmbet pe buze, pentru că oricum este foarte greu să influențezi tehnic tot ce se întâmplă cu grija lor de hrană, de căldură, de ziua de mâine.